Iisus Hristos, atunci când oamenii aduceau la El copiii ca să îi binecuvânteze, vă amintiți că apostolii s-au supărat pe oameni și eu preau, nu mai veniți, nu mai aduceți. Că și așa, Domnul Iisus era prins cu multe slujiri, nu mai trebuia să mai aducă și ei copiii acolo, sunt curci. Așa gândeau apostolii. Domnul Iisus, când a văzut că apostolii îi opreau pe copii, pe părinți aduc copii, Domnul Iisus s-a mâniat. Apropo, un loc din Biblie, când veți dori să știți ce înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți. Iată aici Domnul Iisus s-a mâniat și n-a păcătuit. Un exemplu, o ilustrație, ce înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți. Domnul Iisus s-a mâniat pe ei și le-a spus, nu opriți copilașii să vină la mine. Lăsați copilașii să vină la mine. Căci a unora ca ei este împărăția cerurilor. Și apoi a spus, dacă nu veți primi împărăția cerurilor ca unul din acești copilași, cu niciun chip nu veți intra. Înseamnă că i-a dat pe copii ca și model cum ei primesc împărăția cerurilor. Și atât vreau să vă dau un exemplu proaspăt. Sâmbătă trecută am fost la Lăpușna cu soția, am luat-o și pe nepoțica noastră, Sofia, fost la părinți. Și stând acolo, m-am dus să fac curat la mormântul mamei mele. Am luat instrumentele care îmi trebuiau, sapa, grebla, căldărușa, ce îmi trebuia, dar am luat-o și pe Sofia cu mine. Am invitat-o. Vrei să mergi cu mine? Da, ei peste tot îi place să meargă cu mine. Eu am invitat-o pentru că am vrut să profit de timpul ăsta care îl petrecem noi împreună cu ea. Am vrut numai decât să o învăț ca să aibă grijă de mormintele părinților. Părinților, buneilor, de cine o fi. Eu îi arăt, eu ca și bunel, îi dau eu pildă să ai grijă de mormântul. Una. M-am gândit că am ocazia să-i vorbesc despre mama mea, să-i spun acolo, să-i povestesc cine a fost mama mea, cât o să stăm cu ea. Mai mult m-am gândit că am posibilitatea să-i vorbesc din Sfintele Scripturi, să o învăț despre moarte. Că, apropo, unii părinți ascund, ei nu vor să-i vorbească la copii despre moarte, la copii trebuie să-i vorbim despre moarte. Și eu am luat-o să-i vorbesc ce este moartea, ce se întâmplă la moartea unui om, unde se duce, cum se duce, să o învăț să lucrăm împreună. Și ea a luat mătura și eu toate celelalte și ea cu mătura a mers să tărâie mătura până acolo. Bun, am lucrat noi împreună, am făcut lucru, i-am povestit cât lucram, i-am povestit și i-au măturat la mormânt. Bine, tot lucrul l-am făcut împreună. Unde mai obose, eu îi spun, hai, facem până la urmă. Și asta am vrut să o învăț când încep lucru, lucrăm până la urmă, ajuți până la urmă. Nu renunț la jumătate de lucru, lucrez ca și lucru până la urmă. Ei, mă rog, cu răbdare, înainte. Dar, după ce am făcut lucru, acolo este o măsuță. Cum spune la măsuță? Și ea, zice, hai să ne așezăm, i-au zis, la măsuța asta. Noi ne-am așezat în timp ce vorbeam. Eu m-am așezat la măsuță, ea s-a suit pe măsuță și ea avea atâtea întrebări. Ea mi-a spus, dar bun, unde se duc oamenii când mor? Toți oamenii ăștia care, unde se duc? Ea a spus, care se duc în cer, care se duc în pământ, care se duc în locuința morților, care se duc la Domnul Iisus, cu ce condiții se duc. Alături erau o troiță de asta, o răstignire, părăsită, așa, ea aproape dărmată. I-a spus despre cum va veni Domnul Iisus, vine pe norii cerului, un nor frumos era și tocmai se uita la norul acela. Și, interesant, eu nu mai încheiam și îmi zicea, hai, mai spune. Eu terminam de spus, mai spune. Ea nu se sătura să spun, mai spune. Dar mai povestește, mai spune. Pe urmă m-a întrebat ea, ne uitam la troiță și, dar cine sunt femeile celea de jos? Dar ce ce are pe cap? Ce are Domnul Iisus pe cap? De la fiecare din detaliile cele le-am folosit ca să-i povestesc. Iată, la asta s-a referit Domnul Iisus. Vedeți copilașii cât sunt ei de curioși. Și noi credem că ei nu înțeleg, că e prea complicat. Apoi ia că le explicăm. Le explicăm fiecare așa cum putem, le explicăm. Ei înțeleg, ei țin minte, înțeleg, ei vor să știe. Și la asta s-a referit Domnul Iisus, că zice, dacă nu veți primi împărăția ca unul din copilaș. Copilașul vrea să știe, e foarte curios, foarte dornic și primește, nu pune la îndoială nimic ce îi spui. I-ai spus, primește, crede ceea ce ai spus, ne-a rugat acolo, a stat amândoi, a vorbit după ce ne-a rugat și apoi am plecat acasă. Și iată, a fost o experiență în care noi am învățat din Sfintele Scripturi. De aceea, exact așa și noi, folosim orice ocazie, orice posibilitate. Nu mai neapărat când am venit să fac ora de studiu biblic. La ora de studiu biblic, dar folosim orice ocazie, orice împrejurare, orice ca să-i învățăm pe copilași, să ne investim în ei. Așa să ne ajute Dumnezeu.